Emisiune realizată în cadrul proiectului de la Experiența Europeană a României la drumul Republicii Moldova, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestei emisiuni nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Bine, v-am regăsit, prieteni, la o nouă ediție a programului nostru Forum. În emisie directă discutăm în această seară cu domnul Boris Foca, președinte interimar al Partidului Modern Democrat, altfel spus PDM, ca și cum. Bună seara, bine ați venit la emisiunea Forum, domnule Foca. Bună seara, vă mulțumesc frumos pentru invitație și bine v-am găsit. Eu vă mulțumesc mult pentru participare la emisiune. Înainte, eu nu știu, cred că ar fi bine să cunoască și privitorii, ascultătorii, ce ziceam noi cu câteva clipe înainte de începerea emisiunii, pentru că e un întâmplător. Răsfoiam internetul și am dat de denumirea PDM și imediat mi-a venit un gând, s-a întors Dumitru Diacov în politică. Ca să-mi dau seama, zic, haideți să facem cunoștință telespectatorii cu un nou partid politic, mi se pare firesc, mi se pare normal și mi se pare că necesară chestia. De aceea am eu o vorbă la emisiunea Forum, zic câteva așa gânduri, întrebări, gânduri, subiecte de încălzire, așa un termen sportiv, ca să zic. Evident că PDM, de ce PDM? De unde? Nu va fi confundat cu PDM-ul cel al lui Diacov, nu întâmplător mi-am amintit eu, pentru că fondatorul PDM-ului, Partidului Democrat, de fapt, este Dumitru Diacov. Sigur. Dumneavoastră ați menționat într-un anumit context dacă a revenit domnul președinte Diacov, da, în politic. Eu cred că el nici nu a plecat, de fapt. Nu este posibil. Pur și simplu nu există. Da. Noi, în anul 2020, s-a constituit Partidul Pro-Moldova, care practic a fost o aripă de deputați care nu au fost de acord cu conducerea la acel moment și cu hotărârile care erau luate în cadrul Partidului Democrat PDM din Moldova și sub conducerea domnului Adrian Candu au fondat Partidul Pro-Moldova. În 2 ani mai târziu, în anul 2022, atunci când a fost congresul PDM, atunci când cei care au preluat conducerea Partidului Democrat au hotărât că vor să se debaraseze de toată istoria care a construit și a format, mai bine zis, mulți lideri politici, prim-ministri, mulți ministri buni sau... Vă referiți la Partidul Democrat. Partidul Democrat, exact. Așa. Și atunci când s-a hotărât să facă această mișcare, noi, care toți suntem descendenți ai Partidului Democrat, am zis că să ne asumăm această denumire. Din anumite motive, nu s-a putut lua denumirea a Partidului Democrat din Moldova, a invocat ASP-ul, motiv pentru care a mers pe o formulă, din punctul nostru de vedere, îmbunătățit, un Partid Democrat Modern, cu noi viziuni, bine, și cu noi fețe, dar să nu uităm, noi nu ștergem, noi nu ne detașăm de istoria care am avut-o, cu bune sau cu rele. Noi ne-o asumăm și mergem mai departe. Situația, deci sunteți ca și cum un partid nou, dar nu chiar nou. Nou, dar nu chiar nou. Exact. Așa, acum, Partidul Democrat, eu aș putea formula întrebarea un pic altfel, tradițional, de fapt. E un partid doctrinar, care ar fi doctrina acestui partid. Dar dacă mi-ați comunicat acum că e vorba de Partidul Democrat, Partidul Democrat, din câte mi-amintesc eu, era partid de centru-stânga. Centru-stânga, da, social-democrat. PDM? Noi suntem un partid de centru-dreapta. Noi am preluat, exact, noi când s-a fondat Partidul Pro-Moldova,
Așa. Care stă și este, de fapt, materia de la care a pornit Partidul Democrat Modern, s-a repus un pic accentele. Accentul de bază s-a repus pe dezvoltarea economiei, anume pe zona de business, pe segmentul de liberalism. Motiv pentru care plasarea noastră doctrinală pe șcherul politic este centru-dreapta. Am înțeles. Vroiam, dacă ați spus de pro-Moldova, iarăși n-am știut și din memorie mi-amintesc, s-a desprins pro-Moldova atunci din PDM și conducea, cine conducea la acea oră? Adrian Candu. A fost, dacă vă referiți la Promoldova. Da, la Promoldova, da. Primul președinte a partidului, când s-a înființat, a fost domnul Adrian Candu. Mm-hmm. Și acum unde e? De ce nu e? Dumnealui a decis... interimar. Exact, exact. Așa, dar i-ați propus domnului Candu să vină în fruntea partidului? Nu. Nou format, vechi, ca și cum? Nu, i-am propus domnului Candu pentru că mesajele lui, ultimele și inclusiv pentru presă, așa, cât și pentru noi ca și colegi, a spus că dumnealui se detașează pentru o perioadă nedefinită de ceea ce înseamnă politică, motiv pentru care îi respectăm decizia și nu încercăm să-l deranjăm. Dacă va fi cazul, poate că vom reveni. La moment îi respectăm această decizie. Bun. Propriu zis, partidul a luat naștere când? În 2020. 2020. Mm-hmm. Și 2024, 4 ani. Da. Ați participat la vreun scrutin electoral? Nu am participat. La cele am fost o tentativă locale, Bunăoară. Gândesc că la prezidențiale nu v-am auzit, nu. Respectiv, ați putut, dacă și ați participat, ați putut să participați doar la locale. Noi, fiind un partid relativ, cum ați spus și dumneavoastră, tânăr, dar nu prea, în aceeași perioadă, fiind într-o perioadă de transformare, și încercăm să aducem, știți ce este mai bun, și să ne adaptăm. Conjunctura se schimbă foarte des. Pornim cu perioada de COVID și terminăm cu războiul din Ucraina. Sunt foarte mulți factori la care trebuie să te adaptezi. Motiv pentru care la alegerile locale noi am decis următorul lucru. Noi am ales un raion pe care am mers mai mult ca și formulă de test, să vedem rezultatele care vor fi. Am ales raionul Cahul. Interesant poziție. Deși am mai raionul, fost în politica moldovenească, au mai fost asemenea cazuri, mi-amintesc. Acolo avem primari aproape jumătate de raion și avem 7 consilieri raionali. Au fost și este un succes pentru Partidul Democrat Modern, motiv pentru care la alegerile următoare din 2027 vom replica această strategie pe întreaga țară. Spuneți-mi, vă rog, 7 consilieri raionali Cahul. Da. De ce tocmai Cahul? De ce nu un raion din centru Bunăoară? Așa a fost decizia colectivă. Acolo am văzut și dorința arzătoare a colegilor ca să fie ei care vor să testeze acest lucru. Unii au zis că, unii din colegii noștri, fie că au mers pe formula să meargă ca și candidat independent, tot în ideea de a nu plasa anumite pete ale trecutului, fie că pozitive sau nu prea. Au zis că noi mergem ca și candidați independenți, dar facem parte din echipa voastră. Este clar. Colegii de acolo, tot respectul pentru ei, și-au asumat deschis acest lucru și au zis că ok, încercăm noi, haideți să vedem cum merge. Chiar este un succes pentru noi și cu siguranță, știți, lucrurile în politică nu trebuie făcute repede, nu trebuie făcute de dragul făcutului. Dar ele trebuie făcute corect. Nu foca, că uneori să întârziem și trenul pleacă. Știți, am învățat și învăț în continuu în zona cealaltă, nu a politicului, am tangență cu Republica Populară Chineză. Și foarte mult învăț de la chinezi atunci când îți faci un plan de durată
Când ai acea răbdare de a aștepta și de a trece peste foarte, foarte multe procese, dar le treci cu dexteritate, le treci atent și le faci corect. Eu nu știu asta cum este în China, eu mi-amintesc imediat, m-am amintit de maxima latină, festina lente. Grăbește încet. Încet, exact. O fi fiind, nu știu cine de la cine, China de la Roma antică sau invers, dar nu are importanță. Ne întoarcem la ale noastre, la Partidul Democrat. Haideți să dacă facem cunoștințe de acum, să facem pe bune cunoștințe. Spuneți-mi, vă rog, 7 consilieri în Cahul, așa? Da. Care e cu raportul de forțe în Consiliul Raional Cahul? Nu este președintele, este implicați? Din partidul din guvern, de guvernământ. Președintele a fost ales în asociere, cum noi știm, și multe alte raioane cu socialiștii. Așa. Acolo noi suntem în opoziție, cum ar veni, pentru că majoritatea s-a făcut pas și socialiștii și-au ales conducerea. Deci în Cahul, ca să fiu eu înțeles corect, în Cahul conduce socialiștii cu pasul. Da. Mm-hmm. Și președintele este... De la pas. Vicepreședinte respectiv socialist. Exact. Așa ar trebui să fie. Spuneați că aveți și primari. Sigur. Câți primari? 14 localități din raionul Cahul. Sunt primari ai PDM-ului. Da. Acum au fost, dar dacă nu vreți, în general trebuie să știți, mai sunteți pentru prima dată la emisiunea Forum, arhitectura emisiunii e un pic diferă de emisiuni de acest gen, eu tot spun, dar pentru că sunteți prima dată, mai repet o dată. Dacă nu vă convine întrebarea, o considerați întrebarea neoportună, nu la moment, este logic să-mi spuneți, nu știu, revenim mai târziu, altă dată. Deci, de ce o să vă întreb, acești primari care din satele raionului Cahul sunt foști membri a PDM-ului? Vechiului PDM, că dacă PDM ești PDM. Sigur. Da? Da, bineînțeles. Și Partidul Democrat Modern în alte raioane în teritoriu are structuri? Da, suntem până la moment în 10 raioane, avem structuri, uh-huh. Dar suntem în proces de pregătire pentru alegerile parlamentare, respectiv ne orientăm la întreaga țară ca să avem structuri care ne reprezintă în teritoriu, teritoriale. Uh-huh. Deci, despre, tocmai vroiam să vă întreb despre prezidențiale și referendum, dar o să vă întreb neapărat. Dar acum, dacă mi-ați spus, deci intenționat să participați la alegerile parlamentare. Sigur, credem că este momentul. Eu aș porni cu alegerile care recent au trecut, cu acele prezidențiale, când, la fel, a fost o dispută pe intern, dacă este cazul, pentru că, știți, conform tehnologiei politice, este important să particip la un scrutin din motiv că te vede lumea, da. Și ești mediatizat și ești undeva acolo. De acord. Pe de altă parte, noi, la câte, ce abundență de partide avem, participarea asta în număr de 10-12 candidați, în același timp, noi am luat în calcul riscul acestor alegeri, ceea ce nu cred că au făcut toți cei care au candidat. Riscul de a dispersa votul pro-european. Noi suntem un partid pro-european și nu am văzut necesitatea de a fi și noi una din forțele care să disperseze votul pro-european. Domnule Foc, ați declarat cumva susținerea referendumului, așa era în campania electorală, mi-amintesc eu, ieșeau partidele politice. Care noi susținem parcursul european al Republicii Moldova. Aici aș avea o mică remarcă legată de susținerea sau nesusținerea referendumului. Uh-huh. Noi suntem un partid pro-european. Din punctul nostru de vedere, pe anumite segmente, doamna președinte
dă un fel de mandat de europenist sau nu, prin mimarea celor consultări cu partide. Pe de o parte le dă, pe de altă parte cuiva ia mandatul de europenist. Nu, din punctul nostru de vedere, iarăși mă repet, a fi european, a pleda pentru integrarea europeană, nu presupune primirea unui mandat de la cineva, ci îți arată acțiunile care le faci, programa cu care vii și vrei să dezvolți Republica Moldova în continuare. De acord, am înțeles. Dumneavoastră sunteți partid pro-european, declarați în susținerea referendumului, n-ați făcut, dar bănuiesc că... Lucrat și lucrăm cu colegii în teritoriu în ideea de a fi parte integrantă a marii familii europene. Am înțeles. Mi-ați declarat că sunteți, spre deosebire de epidemie, Partid Democrat, Partid Centru-Dreapta. Exact. Partidele noastre centriste, de dreapta, dar mai ales cele de dreapta, au un singur răspuns la întrebarea cu privire la reunificarea țării. Reunirea Basarabiei cu România. Da. Reunirea Republicii Moldova cu România. Considerați cum doriți. E una și aceeași în principiu. Deși există careva, poate că dacă ne ajunge timp, revenim și la această discuție. Dumneavoastră, care ar fi atitudinea partidului vis-a-vis de problema reunificării țării? România, în toți cei 30, peste 30 de ani de independență, a jucat un rol foarte important. Și să nu uităm și aportul considerabil care îl aduc românii, care îl aduce România prin guvernele, prin guvernările sale, prin ajutorul care îl dau și pentru zona de integrare europeană. Eu cred că unul din cei mai mari lobiști ai noștri pentru a ne integra în Uniunea Europeană este România. Da. Avem foarte multe persoane care pledează pentru unirea de care vorbiți noi. Dar în același timp, sunt convins că avem și mai multe persoane care pledează pentru reunificarea cu România în marea familie europeană. Mm-hmm. Nu am discutat, noi am avut foarte multe emisiuni cu privire la această temă, pentru că, eu nu știu, cunoașteți sau nu cunoașteți, emisiunea Forum este o emisiune cu mesaj unionist, ca să cunoașteți dumneavoastră lucrul ăsta, să nu vă mire uneori când eu direct spun că unirea și numai unirea. Deci există două căi. Cea mai scurtă cale ar fi reunirea cu țara și atunci imediat devenim și membri NATO și sub umbrela și securitate națională și în același timp și membri a Uniunii Europene. Există și alte păreri. Dumneavoastră pledați pentru a doua părere, chipurile că pledați pentru reunirea cu țara, dar în cadrul Uniunii Europene. Bun. E poziția PDM-ului. Vreau să vă întreb acum, îmi dau seama că dacă sunteți om politic, n-ați putut să nu urmăriți campaniile electorale, bătăliile electorale din Republica Moldova și aș vrea să vă întreb foarte succint, pe scurt, să dați o apreciere, să desenați un tablou a electorale care deja e istorie. Știți de ce? Eu mă gândeam după să vă spun, dar vă spun acum. Mă interesează ce aveți de gând să faceți în campania, în alegerile parlamentare. De ce? Vreau să văd ce ați făcut și cum vedeți ce e bine, ce nu e bine în viziunea dumneavoastră. În campanie, în alegerile prezidențiale și cu privire la referendum. Am expus ceva mai devreme legat de faptul că una din problemele politicului de la noi este axa pe care se conduce în rusă răzdileai vlastvui. Acolo de dezbinarea asta că sunteți pro-est, sunteți pro-vest, sunteți pentru integrare sau nu pledați pentru integrarea europeană, dezbină și conduce, ca și traducere mot-a-mot. Nu cred
că această cale de a face politică acum este cea mai corectă. Cred că ideea sau faptul că trebuie să avem o idee națională în jurul căruia ar trebui să ne conjugăm absolut toți puterile, faptul că noi și la același referendum. Deci noi până la urmă, noi nu am fost ca un tot întreg, toate partidele pro-europene, nu doar cele care le-am zis mandatate de a fi pro-european. Dacă ne conjugam puterea aici, da. Toți, da, da. Cu siguranță rezultatul referendumului era totalmente diferit. Era pentru integrare europeană, cu siguranță, și doi la mână, ați văzut ce s-a întâmplat și în alegerile prezidențiale. Motiv pentru care s-a luat decizia de a nu dispersa acel vot european, dar de a ajuta în acest fel. Nu de a băga cât mai mulți candidați, de a ne gândi la ișcherul politic că am putea câștiga. Noi ne dorim integrare europeană și foarte mult sper ca toată lumea să-și învețe temele după acest scrutin electoral și ca la următoarele alegeri... Lecția? Lecția ar fi că doar împreună, că doar dacă ne unim eforturile, într-adevăr în 2030 putem deveni membri a Uniunii Europene. Lecția a fost faptul că doamna președinte a pierdut în țară alegerile. Cu datorită suportului diasporei, dânsa este președinte. Acest fapt arată că trebuie să ne adunăm toți eforturile pentru a ne atinge scopul de a fi membru a Uniunii Europene în 2030. Dacă vom merge pe cont propriu și vom mima... Considerați puține eforturi s-au depus pentru această coagulare? Considerați că cineva s-a împotrivit coagulării ideii de integrare europeană? Cineva, și mă refer la partidul de guvernământ, și-a asumat integrarea europeană sau a privatizat, mai așa, corect spus. Și noi știm că pe lângă multe lucruri care și benefice le-au făcut, au fost și foarte multe lucruri problematice. De asta apariția multor eurosceptici a creat acele probleme și la referendum care a trecut la limită. Și pentru noi acum contează cum noi convingem și suntem toți de acord că ideea națională trebuie să fie integrare europeană. Cine nu-și dorește o democrație autentică? Cine nu-și dorește să aibă un pachet social cum este în Uniunea Europeană, să aibă un salariu mediu de acolo sau o pensie? Cine din noi nu și-ar dori? Problema este cum a fost pusă această integrare europeană pe tava euroscepticilor, unii din lipsă de informații, unii că au fost, știm, procesele de cumpărare a electoratului sau convinși. Eu cred că avem nevoie de puțin timp, nu foarte mult, dar dacă conjugăm tot ceea ce facem împreună, reușim. E posibil această conjugare, pentru că e lucru știut, cunoscut, știu și privitorii, cetățenii cunosc lucrul ăsta, sau au fost încercări nenumărate de conjugare, și tot exemplul României, venim cu acest exemplu, dar până la urmă s-a încropit o alianță, blocul împreună, și care n-a durat nici o lună, două, că s-a și dezbinat. De ce? Eu vreau să vă întreb, considerați posibilă coagularea forțelor europene în Republica Moldova? Eu sunt convins că odată ce acest lucru va porni de la cap, dacă doamna președinte va da curs la toate forțele pro-europene și va trasa linii de deschidere către toți, va fi un alt impact. Noi, misiunea noastră de la Partidul Democrat Modern este în primul rând de a arăta că drumul spre prosperitate merge doar prin segmentul de economic. Atâta timp cât noi vom putea stabiliza
și ulterior relansa economia națională, noi vom avea întreg pachet de servicii de care are nevoie un simplu cetățean la un alt nivel. Am înțeles. Urmează să discutăm despre alegerile parlamentare și aici mai avem câteva precizări, dar vorbim neapărat doar după o mică pauză. Cu mare drag! Am revenit, dragi prieteni, în studioul emisiunii Forum. Vă amintesc, invitatul emisiunii este domnul Boris Foca, președinte interimar al Partidului Democrat Modern din Republica Moldova. Vorbeam despre multe, 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 am făcut cunoștință și am ajuns la momentul viitoarelor alegeri parlamentare și vreau să vă întreb, am înțeles că este decizie fermă că veți participa neapărat la alegerile parlamentare. Sigur. Ok. Veți participa de unii singuri sau de unul singur, aparte partidul, sau veți constitui alianțe, blocuri, cum e acum la modă? La, nu v-ați gândit? Sau e de vreme? La această etapă suntem în discuții cu partide apropiate ideologiei partidului nostru, de centru, dreapta. Nu știu dacă aș putea să le numesc negocieri, mai mult un gen de tatonări terenului, pentru a înțelege compatibilitatea partide de și stânga, partidele de dreapta. Centru, dreapta. Eu cred că în următoarele 2-3 luni se va lua decizia în eșcherul politic asupra modului care și cum va participa în alegeri. La această etapă probabil că este prematur pentru a da careva rezultate clare. Sunt niște procese care durează și negocieri. Mai mult ca atât, știți că noi avem și un specific de al nostru în care nu suntem atât de flexibili de fiecare dată în cadrul anumitor procese de a negocia ceva. Motiv pentru care este prematur de a spune că am putea să ajungem la un consens sau nu. Dar indiferent de ajungem sau nu la consens, noi suntem gata și de sine stătător să ne asumăm participarea parlamentară. Dar, bun, dacă nu uitați ce vă ziceam despre arhitectura emisiunii, dar cu cine v-ar plăcea să fiți în alianță la viitoarele alegeri parlamentare? Ne-ar plăcea cu pro-europeni autentici, că este mai ușor să avem aceeași lungime de undă. Cine sunt ăștia, domnul Focă? Pro-europene autentici. Sunt cei cu care noi purtăm discuțiile și tatonăm terenul. Nu vreți să-mi spuneți cu cine purtați discuții. Știți, nu știu dacă ar fi corect, pentru că nu vă obligă la nimic. Suntem mulți foarte sensibili, hai să-i spun așa. Motiv pentru care nu aș dori să sensibilizez o parte sau alta prin numirea unui sau altui partid. Noi trebuie să menționăm, din experiența mea modestă cu privire la ce se întâmplă pe piața politică, vreau să vă spun că nu avem atât de multe partide de centru. Pare mi se, dacă centru, cum ați spus dumneavoastră, e doar un singur partid. Celelalte sunt centru, stânga, dreapta. Exact. Centru stânga mi-a spus că nu. Centru dreapta, dar nu sunt atât de multe partide, să vă zic eu, care de aceea le putem. Nu văd obstacole de ce nu ați vedea cu cine, de ce nu le-ați spune, pentru că sunt viitori alegători. Le-a spune viitorilor alegători cam cu cine încotro să-și îndrepte atenție. Dar bun, nu doriți, data viitoare, ne mai întâlnim la emisiune, nu? Cu siguranță, de asta spun că cu siguranță vom mai avea oportunități ca să venim mai bine deja cu un produs finit în cazul că mergem de sine stătător sau mergem în cadrul unei alianțe sau unui bloc. Dacă nu-mi dați nume de partid, nu-mi dați. Se mai întâmplă, de fapt, întotdeauna
partidele noastre politice ascund până în ultimul moment cu cine se discută, cu cine discută. Până la urmă toată lumea află și cunoaște lucrurile astea. Siguranță. Eu vreau să vă întreb, ultimul președinte al Partidului Democrat, succesorul căruia sunteți dumneavoastră Partidul Modern, a fost domnul Plahotniuc. Bun. În aceste dialoguri, discuții, tatonări, cum le-ați numit dumneavoastră, cu celelalte partide, nu simțiți presiuni dat fiind faptul că, uite, stați un pic și să discutăm noi cu ăștia, dacă ăștia s-a luat Plahotniuc, că el a fost ultimul președinte. Știți, iată, acum noi am întâlnit în presă și exprimări de genul că spânul este noul Plahotniuc sau mai ceva de genul ăsta care încearcă. Știți, domnul Plahotniuc, Vlad Plahotniuc, probabil că își are viața lui undeva, dacă va reveni și când decide el să revină. Am văzut în presă tentative, a fost și un interviu la un moment dat, da. Eu am fost telefonat atunci dacă revine domnul îi dați partidul sau nu îi dați? Dacă îl primim în partid sau chestii de genul dat. Nu pot, cum să vă spun, mi se par la momentul dat niște aberații și niște încercări de a repune accentele. Avem mult mai multe probleme care trebuie clarificate decât a vorbi de o persoană care a plecat. Sunt niște dosare care nu sunt finalizate. Când se vor finaliza, vom afla toată lumea dacă dumnealui este sau nu vinovat, dacă are. La moment sunt doar niște speculații care încercăm să distragem atenția publicului invocând anumite nume. Eu am întrebat doar dacă nu există, ca să zic așa, niște piedici, niște apostrofări. Un partid politic, așa? El este a tuturor celor care l-au creat. Nu este partidul lui Plahotniuc, că de altfel domnul Plahotniuc pleca cu tot cu partid. Partidul a rămas a persoanelor, a cetățenilor care l-au constituit. Uh-huh. Și avem destule persoane capabile să gestioneze și să prelungească ceea ce a construit cândva ca formațiune politică acest domn Vladimir Plahotniuc. Edemie, noi tot am vorbit despre dizbinarea care macină Republica Moldova, mai exact tabla politică din Republica Moldova, dar și cetățenii. Dar n-am vorbit despre faptul că aceste divergențe, dezbinare din societate sunt bazate sau au rădăcinile în esența geopolitică a Republicii Moldova. Noi întotdeauna am fost influențați și mai suntem și acum. De aici două întrebări la care vreau să răspundeți. Atitudinea PDM-ului față de Rusia. O întrebare și a doua, atitudinea PDM față de partidele politice din Republica Moldova care susțin Rusia, care sunt considerate, altfel spus, proruse. Este bine cunoscut, au declarat deschis, susțin, ca mai poți să vă întreb ce și cu acest război despre care aici, din preajma noastră. Nu cred că există o formațiune care se declară pro-europeană și nu ar condamna vehement războiul dintre pornit de Federația Rusă împotriva Ucrainei. E un război de ocupație considerat? Totalmente împotriva soluționării, indiferent de motivele pe care le-au avut în secolul 21 pe cale militară. Sunt foarte multe mecanisme, dacă s-ar fi dorit, de soluționarea acestor neînțelegeri și teritoriale și politice și geostrategice. Mai mult se vorbea despre reamplasarea și mutarea NATO către granițele Federației Rusie acolo. Noi suntem împotriva războiului, suntem împotriva ceea ce a pornit Federația Rusă. Este poziția clară și condamnăm orice tip de război, fie că este vorba de război din Ucraina sau ce se întâmplă în Orientul Mijlociu sau oricare altă cale.
considerați războiul din Ucraina, fiind război de ocupație, fiind invazia Federației Ruse, considerați Federația Rusă stat agresor? Da, Federația Rusă este stat agresor, este statul care a început și a declanșat toată nenorocirea asta, care este doar la câteva sute de kilometri de noi, Republica Moldova, și care, prin urmare, am fost și încă suntem foarte afectați de urmările acestui război. Da, am înțeles. Și dacă oricum suntem pe această filieră de discuție, vreau să vă întreb și sunteți partid nou și de aceea eu întrebări pe care altui partid poate că nu i-aș și nu aș ruga să discutăm, dar cu dumneavoastră sunteți pentru prima dată și de aceea mă interesează problema transnistreană. Da. Cum o vedeți dumneavoastră și dacă în viziunea partidul pe care îl conduceți, există soluții a diferendumului transnistrean? Problema transnistreană a fost tema care am scris-o când am finisat, când am terminat studiile de masterat aici. Cunosc în... Apropo, de specialitate sunteți? Științe politice și ale comunicării la Timișoara am absolvit. A, sunteți politician? Da. Politician, și, politolog? Da, și masteratul în relații internaționale aici. A, și, da. Nu știu de ce așa mi-am mis să cred, mi-e impresia că sunteți economist. Institutul Diplomatic. A, știu de unde vine. Vine de la relațiile cu China, am înțeles. Dar, de fapt, exact. Ați absolvit Universitatea de vest, de la Timișoara, da, Facultatea de Științe Politice și ale Comunicării. Foarte bine. Iată, cu asta trebuia să întreb și poate construiam emisiunea altfel. Dar bun, ne reîntoarcem la problema transnistreană. Da, problema transnistreană e că așa noi zisă avem... transnistreană, dar... Așa zisă, exact. Dar... Noi avem cazul Ciprului. Atunci când Cipru de Nord nu este parte a Uniunii Europene și Cipru de Sud este, da? Da. Când vorbim de integrare europeană, formula ideală pentru Republica Moldova este o integrare europeană cu întreg teritoriu al Republicii Moldova și aici includ și regiunea transnistreană. Sunt... De altfel, știți, atunci de ce am mai început acel război? De ce au murit cei care au dorit să apere pământurile noastre? Nu mai este rațional ce am făcut până acum și de ce mergem la foarte multe cedări. În același timp, cred că poate fi soluționată în acest context problema transnistreană. Multă lume o să-și pună întrebarea de ce în 30 de ani nu s-a putut găsi o soluție și acum poate fi găsită. În primul rând avem contextul geopolitic, care este totalmente schimbat față de ce au fost și în anii 90 și începutul anilor 2000 și după 2010. Mă refer la războiul din Ucraina. Mă refer la alegerile din Statele Unite. Totodată mă refer și la situația care este în Federația Rusă. Războiul din Ucraina, războiul din când a început în regiunea transnistreană a fost un fel de primă linie dintre un război indirect cu Federația Rusă. Acum acea linie s-a mutat în Ucraina. Respectiv, noi avem un teritoriu care pur și simplu încurcă. Când va începe reconstrucția Ucrainei? Păi vă dați seama, prin regiunea transnistreană noi avem căi ferate care ne pot conecta la direct cu Ucraina. Noi trebuie să dăm niște taxe în plus, avem foarte multe lucruri. Motiv pentru care sunt convins că acum este acea perioadă când noi, Republica Moldova, putem să soluționăm această problemă care o avem de peste 30 și ceva de ani. Conflictul și războiul din Ucraina nu se va termina de la sine. Va fi ca și soluție în urma anumitor negocieri. În acele negocieri nu se discută cu siguranță doar partea de război dintre Rusia sau dintre Federația Rusă și Ucraina. Sunt și multe alte aspecte de la zona de gazoducte și alte lucruri, da, în care noi, Republica Moldova,
trebuie să fim foarte atenți și să ne corelăm. Când avem întâlniri oficiale cu marile puteri, este bine să nu vorbim doar de donații, de credite de care are nevoie Republica Moldova, dar și problema transnistreană trebuie ținută neapărat la control, pentru că s-a creat acel context care ne permite să găsim o soluție viabilă pentru Republica Moldova. Ați exemplificat prin povestea Ciprului și vreau să vă întreb, în Cipru parcă ar părea că e același lucru, dar în același timp sunt diferite. Eu vreau să vă întreb direct, atâta timp cât pe teritoriul Republicii Moldova, în stânga Nistrului, așa zisă Transnistrie, avem forțe militare străine, ceea ce înseamnă armată rusească. Poate fi soluționat pașnic conflictul? Știți, conflictul încă în anul 1000, în baza tratatului de la Istanbul din 1999, Federația Rusă trebuia să își retragă toate armatele. Au început. Da, tot ce ține de aspectul militar de acolo. Din anumite probleme nu și-au finalizat. Eu nu cred că cineva s-a retras din acel tratat de acolo, ei pot să își, sau nu știu dacă mai este cazul să-și finalizeze retragerea armatelor, putem constitui un coridor verde pentru acele persoane care se mai consideră sau sunt cetățeni ai Federației Ruse să plece, dat fiind faptului că Rusia a agresat o bună parte din Ucraina și nu cred că aici este loc de cele negocieri, că vă lăsăm să ieșiți cu tot armamentul de aici, care îl veți folosi tot împotriva noastră pe de altă parte. Acum este imposibil, dar nu vorbim de pace, pacificatorii care sunt acolo din partea Federației Ruse. Exact. Da. Deci, întâi de toate, trebuie să rezolvăm problema. Așa am înțeles eu sau greșit am înțeles. Să rezolvăm problema cu pacificatorii. Să le creăm coridorul cel verde despre care vorbiți dumneavoastră și să-i trimitem acasă, ca și cum. Întâi trebuie de stat la masa de discuții și de văzut problema regională pe ansamblu. Deci, separat problema transnistreană, noi vedem că avem și acea comisie care tot s-a întrunit inclusiv acum una sau două zile urmă, a fost mai de unis. Da, lucrurile merg aici la nivel local foarte greu. Decidenții problemei transnistrene nu se află neapărat aici. Cum și decidenții cine și cum se va finaliza sau încheia războiul dintre Ucraina și Federația Rusă. Sunt acele mari puteri. Noi doar trebuie să fim conectați și să fim pe masa de soluționare sau în meniul de soluționare a problemei și a conflictului din Ucraina. Nu-mi place cuvântul meniu, nu vă supărați. Să fim pe ordinea de zi. Pe ordinea de zi. Haideți să zicem așa, că meniu prevede altceva. Și așa suntem noi mici. Of, Doamne, nu trebuie să ne mai plaseze cineva în acest meniu. Am înțeles și acum câteva cuvinte, vă rog să vă referiți, pentru că mai avem câteva minute pentru următoarea pauză, cu privire la procesul migrațional din Republica Moldova, exodul despre care tot vorbim, avem decizii peste decizii, primele uitate pe însertare și așa mai departe, dar exodul sau emigrarea moldovenilor, plecarea moldovenilor peste hurtare, continuă cu pași rapizi. Pentru prima dată anul acesta, dacă nu mă înșeală memoria, avem un spor negativ al populației, ceea ce înseamnă că nu știu cât timp se poate întâmpla că în satele noastre și acum sunt pustii, dar în satele noastre și nu numai în sate nu vor mai fi cetățeni. Da. Avem de peste 30 de ani, de fapt, Republica Moldova se confruntă cu o criză demografică. Această criză s-a acutizat în ultimii 3 ani. Nu vreau
să începă a găsi vinovații, spunând că este doar războiul din Ucraina de vină sau sunt anumite chestii care nu le-a plăcut la guvernanții care au fost în această perioadă. Dar mă raportez la datele statistice pe care le văd. Din toată Europa, din Republica Moldova, este prima în clasament de unde care are această criză demografică. Conform statisticii, doar în ultimele 3 ani la care m-am referit mai devreme, avem peste 240.000 de persoane care au plecat din Republica Moldova. În ultimul an, 40.000 dintre tineri sunt cei care nu au mai revenit, au plecat total din Republica Moldova. Din aceste motive este nevoie de a regăsi o strategie pentru a stabiliza această criză demografică, acest declin demografic în care se află Republica Moldova. Strategia trebuie să înceapă de la a impulsiona natalitatea care este în scădere în Republica Moldova și pentru a convinge tinerii să rămână aici sau cei care sunt plecați să se reîntoarcă acasă în Republica Moldova. Și vedeți că aici totul este ca un gen de efect domino. Noi, pe de o parte, nu avem investitori, dar nu avem investitori pentru că nu avem forță de muncă calificată, necalificată. Forța de muncă calificată a emigrat. Și necalificată a emigrat. Tot tipul de forță de muncă este în mare căutare acum în Republica Moldova și deja noi vedem pe multe șantiere la Cimișlie, în cunoștință de cauză, știu că erau indieni pe șantierul de construcție. La discuție, iarăși după o mică pauză, pentru că regia ne tot împinge spre această pauză, dar nu avem încotro. Noi ne supunem și anunțăm pauză. Am revenit, dragi prieteni, în studioul emisiunii Forum. Invitatul emisiunii, vă amintesc, este domnul Boris Foca, președinte interimar al Partidului Democrat Modern din Republica Moldova. Există și un asemenea partid. Eu, întâmplător, am... Dar și dumneavoastră ați fost așa mai mult în așteptare, în construcție partinică, de aceea nu v-am prea văzut pe la televiziune. Vorbeam despre exodul Republicii Moldova, e o problemă, care urmează a fi rezolvată, nu știu când, nu știu cum. Deci, vă întrebam dacă invităm telespectatorii la emisiune și dumneavoastră ați acceptat prin intermediul apelurilor telefonice să vă adreseze apeluri privitorii și ascultătorii noștri. Dar înainte de sau până când se mai dezmiticește telespectatorul nostru, aș vrea să vă mai întreb un lucru. Războiul hibrid. Se tot vorbește despre acest război hibrid și vreau părerea dumneavoastră. Există în Republica Moldova război hibrid sau, cum spun partidele de stânga, socialiste și nu numai socialiste, șoriste sau nu știu cum se mai numesc ele, că este o noțiune inventată. În Republica Moldova voturi nu sunt cumpărate, alegătorul nu este corupt și așa mai departe. Adică că nu inventăm noi acum roata, tema războiului hibrid, adică poate o formulă mai nouă, este una din componentele tehnologiei politice de a lucra cu potențialii tăi votanți. Adică acolo când tu plasezi anumite mesaje care te interesează, printr-o anumită, la modă la fel avem cuvinte gen troll, fermă de troli, care să zic, acele persoane care au mai multe profile pe internet, precum ar răspândi o anumită știre, chiar dacă această știre este falsă. Evident, mă repet, aceasta este una din tehnologiile politicului de a-și atinge anumite scopuri, de a turna anumite lucruri care nu sunt adevărate asupra unei personalități,
asupra unui anumit proces, cum este procesul de integrare europeană. Noi avem foarte multe dezinformări în masă, motiv pentru care și a apărut și la rezultate am văzut volumul și numărul euroscepticilor. Cu siguranță, dacă găseam fiecare din noi, cel puțin luam câte un cetățean din toate partidele politice sau câte 10 cetățeni să le explicăm poate mai pe înțelese sau să încercăm să înțelegem cum văd ei și ce presupune pentru integrarea europeană. Am vorbit de Transnistria, la fel știu că foarte multe persoane din regiunea transnistreană au cetățenie română. Cu siguranță mulți din ei își petrec vacanțele sau își au copiii la studii în Uniunea Europeană. Și acest lucru nu ai cum, omenește, să nu cazi de acord cu el, că este o școală corectă, că ai un drum bun, că ai o casă de calitate și te poți baza la bătrânețe și pe o pensie de merit, pe care o meriți într-adevăr. Nu ai cum combate aceste argumente decât prin anumite subtilități, cum ar fi aceste mecanisme ale războiului hibrid. Atunci când am văzut că s-au activat foarte mult când a început război. Am văzut și mesaje pozitive, și mesaje anti, și am văzut sperietori legat de tot ce se întâmplă. Dacă ne apropiem de NATO, cum ar putea dispărea statalitatea Republicii Moldova, cum ar putea reacționa. Evident, trecem prin acest mecanism al războiului hibrid și îl simțim, cred că, zilnic. Nu mai este o noutate, ca o știre trebuie verificată de 3 ori acum pentru a înțelege dacă este o știre adevărată sau nu. Aveți perfectă dreptate, pentru că, dar întotdeauna mărul interziției este mai gustos. Minciuna e mai dulce decât adevărul. Adevărul unui doare, dar este necesar, pe când minciuna este dulce și adevărul de cele mai multe ori este amar și de aceea se întâmplă ceea ce se întâmplă. Vreau să vă întreb dacă oricum suntem la acest capitol al războiului hibrid, considerați că pe cale pașnică, când spun cale pașnică, mă refer, am în vedere la prin metode explicative, prin metode de convingere, să vorbim cu electoratul nostru pentru a-i spune că stai un pic, ați vinde votul, este incorrect, este nociv, este greșit, a te vinde tu împreună cu votul de asemenea, sau este necesar și căi, ca să zic, mai radicale. Pentru că dacă ne amintim ultimul discurs în noaptea alegerilor a doamnei președinte, a fost că trebuie să fim, și acum cam tot așa se discută, că ar trebui să fim mai duri, să scoatem mânușele albe, spunea doamna președinte, pentru a lupta sau a lupta, în ghilimele, desigur, se are în vedere a lupta cu tot felul de invazii ale războiului hibrid. Este nevoie de sentințe, de dosare penale sau totuși, cum spuneam la început, e de ajuns doar cu explicația. Eu și colegii mei avem ferma convingere că dacă de îndată ce liderii politici în Republica Moldova sau mare majoritatea lor vor avea o idee națională în jurul căreia ar putea să se alepească și euroscepticii care la moment sunt și cei pentru integrare europeană. Este foarte important ca noi, locuitorii, cetățenii Republicii Moldova, să înțelegem în nucleu, în jurul cărui nucleu ne putem unii ca să fim nu 49,5 la 51,5, pentru că exact asta reiese atunci când tu încerci forțat să vii cu gen de integrare europeană, fără să vrei să te arate de 10 ori la televizor, și vorbeam cu persoane care nu sunt contra integrării europene, dar nu
modul în care integrarea europeană este adusă și explicată în Republica Moldova. Mecanismul prin care și-au privatizat-o, ce vorbeam mai devreme, un anumit partid care are la rândul lui foarte multe greșeli. Iată, toate aceste lucruri îmbinând au arătat creșterea, ponderea euroscepticilor. Cu ei, noi nu cred că este corect dacă le vom deschide la toți dosare penale sau dacă el la moment nu este de acord cu mine să-l cataloghez ca prorus. Nu este corect. Noi doar ar trebui, mai avem această perioadă de 6 ani până la, s-a dat termenul de 2030 până la integrarea europeană, în care trebuie să avem un plan clar în jurul cărui nucleu ne unim. Pe lângă, ok, dacă vorbim de integrare europeană, noi mai avem și multe alte lucruri pe care noi cetățenii ne-ar putea uni, lucruri tradiționale, cum este familia tradițională, cum este religia, cum sunt multe, multe alte lucruri care ne-ar putea uni ca să înțelegem toți că pasul de a ne integra în marea familie europeană, de fapt, nu înseamnă ruperea totalmente a legăturilor cu Estul. Deci noi dorim sau nu dorim, în Federația Rusă, la moment, mai avem 200 sau 300 de mii de ce ne-au mai rămas, au fost mai mulți, au 100 de mii, ceva de genul dat. Noi, lupta cu Estul, cum ar veni, în primul rând, nu trebuie să se limiteze la Federația Rusă. Estul nu înseamnă doar Federația Rusă. Estul este un teritoriu mult mai vag și mult mai mare. Noi ar trebui să ne deschidem relațiile cu China. Noi ar trebui să avem relații bune cu India, Japonia. Sunt foarte multe puteri mondiale care ar putea să susțină, ar putea investi în Republica Moldova, care să ducă la prosperitate. Și atunci, cu siguranță, când este o prosperitate economică, deja chestia că vrem în vest sau vrem în est devine mult mai ușor de a comunica. Credeți că dacă noi avem salarii decente, mai accepta cineva 500 sau 1000 de lei, de ce ceilalți 50% n-au acceptat? Pentru că ești informat, ai un salariu ok, cu care te descurci. Nu zic că e un salariu mare sau un salariu foarte bun, dar un salariu cu care te descurci. Care sunt păturile vulnerabile în mare parte? A fost cei care se lasă șantajului, se lasă convins de a accepta niște mijloace financiare contra unui vot. Iată, dacă vom aduce bunăstare în stat, vom crește ca să nu mai poți vinde acel vot al tău, pentru că ai un anumit nivel de bunăstare în familie. Am înțeles poziția dumneavoastră. Acum eu vreau să vă întreb ce facem cu ăștia care cumpără. Noi am vorbit despre cei care, adică am vorbit despre vieții noastre alegători. Acum vreau să vă întreb ce facem cu cei care corup alegătorul. Absolut. Cei care corup trebuie să-și asume acest fapt. Este o legislație a Republicii Moldova. Și coruperea alegătorilor, ea trebuie categoric penalizată, trebuie interzisă. Noi trebuie să luptăm cu acest factor de corupție. Nu este o chestie... Ce se întâmplă. A fost scos în afara legii un partid imediat ca balaurul din poveste. Au apărut alte 3 capite, alte 3 partide și tot așa. Nu știu dacă pe cale pașnică e posibil să-i pui la respect pe ăștia care corup. Corupția, eu cred că este un fenomen cu care luptă toată lumea, da? Noi trebuie să avem mecanisme democratice, noi trebuie să avem mecanisme europene care se aplică în mare familie europeană pentru lupta de acest tip de corupție și știți, scopul nostru este că, bun, trebuie pedepsit acea persoană care însăși instigă la actul de corupție, care alocă bani. Dar noi nu trebuie să arătăm și să demonstrăm că practic noi, cei care vrem Uniunea Europeană, prin intermediul forței, prin intermediul poliției, putem pune presiuni. Fiecare om este liber să gândească cum crede. Dacă cineva crede că Federația Rusă, nu știu, face bine sau nu, este strict problema lui personală. Convingerea noastră este doar să le arătăm că ceea ce se întâmplă nu este sub nicio formă corect și că idealurile, la moment, poate și Uniunea Europeană nu-i, să zic, un lucru perfect, dar nimic mai bun ca UE nu există. Da, parafraza spusele lui Churchill.
Așa, dacă vorbim, suntem pe această undă de discuție, vreau să vă întreb următorul lucru. Atitudinea partenerilor noștri europeni față de Republica Moldova este știută, este clară, suntem susținuți, suntem dădăciți pe alocuri. Este adevărat, de România nici nu mai vorbesc. Ați amintit că estul mai este și ceea ce este dincolo de Rusia. Noi suntem obișnuiți cu Rusia, deși vreau să vă întreb dacă aveți relații cu China, vreau să vă întreb cum privește China fenomenul integrării europene pe de o parte, pe de altă parte, cum privește în general la Republica Moldova? Eu aș împărți întrebarea dumneavoastră în două. Prima parte este legată de politica externă a Republicii Moldova. Așa. Noi trebuie să avem o politică externă pragmatică. Noi suntem un stat mic. Noi nu ne putem pune unii forțele și aplica poate anumite lucruri care le fac marile puteri economice. Că atunci când noi vedem toată lumea a luptat cu gazul din Federația Rusă, dar când s-a arătat statistica pe anul trecut, am văzut cum inclusiv top 5 cei mai mari state care au procurat de la Gazprom sunt state europene, din bazinul Uniunii Europene. În același timp, eu am date precum țările din sudul Federației Ruse, Tajikistan, Uzbekistan, au început a deveni peste noapte unul din cei mai mari importatori de mașini nemțești. Este evident faptul că s-au ocolit anumite sancțiuni. Da, deci, da. Nu poți ocoli, din punct de vedere economic, nu poți ocoli o piață. Că atâta timp cât cineva ocolește, China a deschis ușile. China nu a deschis ușile și susține războiul. China a zis, noi lucrăm cu toți. Pe noi ne interesează bunăstarea economică. Dacă Republica Moldova are nevoie de suport sau are nevoie de ceva, noi mereu suntem gata să stăm la masa de discuție. Nu există bun sau rău. Există raționament economic. Din acest considerent, cred că și întrebarea am spus că Republica Moldova trebuie să aibă o politică externă pragmatică, mai ales când vine vorba de granzii economici de pe glob. Și până la urmă, cum privește China? China mereu a fost alături de Republica Moldova. China niciodată nu s-a expus vis-a-vis de e bine sau nu de a fi membru UE, e bine sau nu de a fi membru NATO. China a spus că pe mine chiar și m-a uimit stând la masă cu mai mulți potențiali investitori în Republica Moldova, deși îmi spuneau, fraților, noi vă putem face drumuri, și dacă aveți o infrastructură bună, mai ușor vă integrați în UE. Adică poziția Chinei este una care nu-i deranjează nimic, nici legat de partea de NATO, nici legat de partea de UE. Absolut. Au zis că noi suntem prietenii și am fost Republicii Moldova. Atât. Bun, eu mă bucur lucrul ăsta, în același timp mă întristează faptul cum pot să fii aliat, cum poți să privești cu ochi buni un agresor. Noi vorbim și am stabilit cu dumneavoastră că Rusia este un agresor și a declanșat un război de cotropire, practic. Nu practic, dar război de cotropire. Așa a declarat președintele Rusiei, că nu există asemenea stat Ucraina, trebuie cotropit, trebuie nimicit și așa mai departe. Și atunci noi, dacă, cum spuneți dumneavoastră, că trebuie să păstrăm relațiile cu Rusia, noi ca și cum am pune semnătura sub această agresiune, domnule Foca? Eu cred că noi nu trebuie să mergem pe formule radicale în acest sens. Noi vedem că, deși un ministru de-al nostru promova ideea Temnatienu-Bizvas, alt ministru pleacă în scurt timp în Sankt Petersburg, care să reia discuțiile cu Gazprom pentru furnizarea de gaze naturale Republicii Moldova. Și domnul prim-ministru a și confirmat ieri sau la altă ieri acest lucru în cadrul unei emisiuni.
că domnul Parlikov în curând va pleca și are undă verde. Știți cum, ca să nu vă pot răspunde din punctul, prin prisma Chinei. Deci, China este o putere hegemon mondială. Da. Nu am fost sub niciodată în locul Chinei și nu aș putea ști poate toate subtilitățile problemei, cum este să negociezi când tu ești numărul 1 sau maxim numărul 2 economic la nivel mondial. Noi trebuie să privim prin prisma noastră și să încercăm să găsim toate avantajele și doar pragmatic absolut toate relațiile. În timp ce, de exemplu, eu din experiența pe care o am cu China, în timp ce inclusiv mulți politicieni de la noi se uită pragmatic, încă nu se uită cu, hai să zic așa, cu reținere la China, anul trecut, cea mai mare expoziție de import în China, partenerul oficial este Franța, la ei. Anul ăsta, în septembrie, alături de președintele AmCham China, am participat la o conferință unde Statele Unite lejer vorbea despre relația de business pe care o am cu China și foarte clar ni s-a spus, politicul are viziunea și căile sale, economicul și businessul își au căile lor. Nu de fiecare dată neapărat ele trebuie să intersecteze. China, eu sunt de acord, domnul Focar. Cu China, da, sunt de acord. Ca și cu celelalte state existente în lume. Și de pe un continent, și de pe alt continent, și de pe continentul american, și de pe continentul euroasiatic. Dar nu pot, pe mine mă deranjează și asta vreau să înțeleg. Noi, stabilind sau restabilind niște relații cu Rusia, atâta timp cât Rusia bombardează spitale, școli, case de locuit în Ucraina, noi putem oare stabili relații cu un agresor? Noi nu putem stabili relații cu un agresor și, de exemplu, anul 2022 sau 2023, mai bine spus, atunci când... La un an după război. La un an după război. Declanșarea războiului, când noi, deși am fi putut, sunt totalmente de acord și vă susțin. Nu cred că există o persoană în țara asta sau în general există, în UE Republica care Moldova să există. Fie pro-european și să nu fie de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră. Le vorbiți foarte corect. Doar că sunt niște paranteze. Noi putem... Cine a achitat pe produsele pe gaz mai mult? Au luat niște companii intermediare prin care noi, cetățenii Republicii Moldova, statul s-a îndatorat ca să ajute o bună parte din cetățeni să-și permită să le achite în anul 23. Ca în anul 24, ministrul merge însăși la discuții acolo. Pentru că la noi ne-am îndatorat prea mult ca să mai... Noi vorbim de compensații, doar că compensațiile astea vin de undeva acești bani. Compensațiile nu presupune niște lucruri și noi avem două căi. Ori mergi la sursă și discuți o fi sau nu agresor, sau acest agresor vinde unui SRL din Europa. Dumneavoastră, aceeași chestie. Foca, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Bun, m-ați luat prin surprindere că n-am știut faptul că domnul Parlikov urmează să plece să ducă tratative. Evident că a fost domnul Spână acolo. În etapa... imediat când a început criza. Exact. Când, dar nu putem să negăm faptul, domnule Foca, că nu noi am fost cei care, uite, ne aranja foarte bine prețul la gaze naturale, gazele naturale din Rusia și noi, ca și toată Europa, și la un moment dat am zis, ia lăsăm noi pe rușești. Rușii au scumpit gazul. Rușii ne-au închis robinetul. Rușii ne-au șantajat. Rușii ne-au metod din deget. Rusia se amestecă în... Aveți dreptate și nu sunt un avocat al Federației Ruse. Doar încerc să explic anumite procese economice din care noi, ca stat micuț, avem de pătimit foarte mult. Da, noi am redus foarte mult
și suntem ok cu asta, ne-am redirecționat exporturile care le-am avut o cotă foarte mare acolo. Acum am văzut statistica, în Federația Rusă se mai exportă doar 3%. Marea majoritate exporturilor au fost redirecționate. Mișcările brusc, dacă faci ceva, ea trebuie foarte bine calculată și niciodată nu se face peste noapte, pentru că afectează un stat în dezvoltare, cum suntem noi. Noi nu avem o pernă de buget bine pusă la punct, în care putem da subvenții companiilor care, de exemplu, nu mai exportă de mâini către companiile. Dumneavoastră sunteți și economist pe lângă toate. Pe lângă faptul că sunteți politolog, sunteți politician. Spuneți-mi, vă rog, dacă Republica Moldova n-ar fi găsit surse alternative de resurse energetice, mai discuta acum cineva din Gazprom cu Republica Moldova? Cred că nu. Cum n-au vrut atunci să discute. Cu siguranță. Cu siguranță, știți? Acum s-a schimbat, este adevărat, dar nu știu dacă e corect, pe cât e de corect, atâta timp cât durează acest război de cotropiri, suntem și nu știu, dumneavoastră îmi spuneți lucrul ăsta, eu aș vrea, dar nu, n-am ascultat, n-am văzut că domnul Parlikov pleacă la Gazprom și că acest lucru a spus și primul ministru, că a dat un devrim. A confirmat, da. În emisiune. Nu știu, nu am văzut de ce nu pot să... Dar dacă e așa, atunci apare prima întrebare. Cum privesc la aceasta declarația prim-ministrului Republicii Moldova, partenerii noștri ucraineni? E o întrebare sau nu e întrebare, domnul Focă? Este o întrebare. Totodată să ținem cont că pe teritoriul Ucrainei încă trece țeava de export din Federația Rusă către Uniunea Europeană. Da. Sunt înțelegeri pe acest subiect și asta denotă că ucrainenii încearcă să fie cât posibil de rațional. Este inuman ce se întâmplă. Ei ar fi putut, cred că din a doua zi a războiului, ca să închidă acea țeavă care vine spre UE. Doar că probabil că întreaga comunitate europeană încă nu este 100% gata să activeze totalmente fără gazul din Federația Rusă. Sunt ferm convins că în clipa în care lucrurile vor fi puse pe intern foarte bine, economiile își vor permite luxul, da, ca să nu mai aibă tangențe cu gazul care vine din Federația Rusă. Astăzi, 2024, situația încă nu s-a dezvoltat în așa manieră. Gândiți-vă că bugetele statelor europene, la moment, subvenționează și susțin foarte mult Ucraina în război. Pentru a trece de la foarte multe centrale electrice care au fost pe gaz la surse alternative, se cer niște investiții. Investiții destul de mari. Mai ales în faptul că în Uniunea Europeană noi avem și acele condiții de păstrare a aerului, a CO2-ului, emisiile care sunt foarte multe norme. Toate aceste norme, ele într-adevăr sunt foarte bune și au un alt nivel, dar implică și foarte multe cheltuieli pe acest subiect. În perioada aceasta de criză, multe state cam au pus piciorul pe frână cu privire la aceste despre care vorbiți dumneavoastră, cu ceea ce ține de respectarea normelor și de păstrarea mediului ambient. Dar noi tot vorbim acum, nu știu de ce, așteptam un apel telefonic. Nu sunt conectate sau ne ascultă telespectatorii. Eu vroiam să vă întreb, cum putem noi să avem relații cu Rusia când Rusia de atâtea ori el nu este un partener credibil? Embargourile, pentru că dincolo, până la război. Sigur, 2014 a fost primul embargo fost pe fructe, pe vinuri. Da. Exact, țin foarte atunci, bine minte această perioadă. Crede? Nu încheiem pune, iarăși un contract de livrare a gazelor naturale și la mijlocul iernii, prin februarie, când vor fi minus 20,
Rusia spune, ne-am săturat noi de moldoveni ăștia, ia să mai închidem puțin gazul. Și ce am făcut? Probabil că noi avem nevoie doar de timp pentru a ne reface economia orientată spre partenerii care avem la moment de dezvoltare. Noi, acest lucru, trecerea rapidă printr-o revoluție de la est 100% la vest, nu este posibil. Acest lucru trebuie efectuat treptat. Mai avem nevoie, probabil, că de anumite lucruri care încă sau cu anii au fost fondate împreună sau pe teritoriul Federației Ruse, anumite companii private, comune, tot ceea ce se întâmplă nu ne face decât să ne întărim noi economia noastră și să ne orientăm corect. Atâta timp cât noi nu putem supraviețui și sunt sectoare întregi, care inclusiv și la moment mai sunt domenii de fructe care se exportă și încearcă să ocolească foarte multe embargouri prin deschiderea companiilor, fie că în Belarus sau inclusiv în 2014, Ucraina era folosită ca stat terț, unde se duceau încolo, erau făcute acolo actele și re-export mai departe de producția noastră agricolă. Noi avem nevoie de timp ca să ne adaptăm economia către o economie să nu mai fie dependentă în această măsură de Federația Rusă. Este doar nevoie de timp și investiții, bineînțeles. S-a demonstrat acești 2-3 ani cât durează războiul. Foarte multe lucruri s-au schimbat. Ne descurcăm cu sprijinul partenerilor europeni. Vă spun... Nu știu, o să mă uit, nu pot să spun nimic despre această lumină verde despre care vorbiți dumneavoastră cu privire la Gazprom, dar o să studiem și o să... Eu cred că știți, noi atâtea subiecte sunt de discutat, cred prea mult timp am acordat Federației Ruse din emisiune. Nu mai este prea mult, pentru că e vorba de viitorul relațiilor și relațiile cu Rusia, neapărat ciocnesc. Noi vorbim, am pornit, dacă ați observat discuția, de la războiul hibrid. Da. Și am ajuns unde am ajuns. De exemplu, nu știu, iarăși nu pot spune nimic pentru că nu cunosc. Eu vă mulțumesc mult pentru participare la emisiune. Din păcate, timpul a și expirat. Nu știu... telespectatori, eu îmi cer scuze, v-am promis că o să participați la emisiune, n-am reușit, dar nu vă întristați pentru că data viitoare neapărat, așa s-a întâmplat, nu puteam să nu discutăm până la urmă despre acest CSI, pentru că despre asta am discutat, despre relațiile cu Rusia și, bun, e prima emisiune, emisiune de, am făcut doar cunoștință, nu noi, am făcut telespectatorii și radioascultători. Eu vă mulțumesc mult pentru participare la emisiune, dumneavoastră pentru faptul că ne-ați urmărit și permiteți-mi ca de obicei împreună cu invitatul emisiunii, care vă amintesc că este domnul Boris Foca, președinte interimar al Partidului Democrat Modern, să vă doresc pace, liniște în casele domniilor voastre și să vă spun pe curând. Emisiune realizată în cadrul proiectului de la Experiența Europeană a României la drumul Republicii Moldova, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestei emisiuni nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.